În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, în viață sunt lucruri care ne afectează emoțional, lucruri care își pun pecetea asupra noastră și când trebuie ne retragem în meditație, în reculegere, pentru a fi cu noi, pentru a trece peste orice. Sunt întâmplări și întâmplări, mai mari sau mai mici, dar peste toate omul trebuie să treacă. Azi avem o evanghelie, ne spune că Domnul Iisus Hristos era în pustie. De ce oare a plecat acolo? A auzit că Ioan Botezătorul a fost omorât de Irod și a plecat în pustie. S-a dus acolo în rugăciune să fie meditație, să petreacă cu Tatăl, că afla de ceea ce s-a petrecut de acel lucru rău și urât din partea oamenilor, ce l-au făcut unui proroc. Și de aceea ne arată și noi când avem astfel de trăiri, deci în astfel de momente și noi ne putem retrage în meditație și în gândire, dar ca să trecem peste ele într-un mod pozitiv și bun. Și astfel Evanghelia ne spune următoarele de la Matei 14:22. În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și i s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis: locul acesta este pustiu și iată e târziu, de dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au spus: nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis: aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să-și șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și i-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărmituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea Iisus a slăbit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe țărm celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Iubiți frați creștini, mulțimea aceea de oameni îl căuta pe Iisus, care era în pustie. Au auzit unde este și au mers după el. Ei nu s-au dus doar pentru bolnavii lor ca să-i vindece. Nu doar pentru atât s-au dus. Și oare, din ce vedem că nu doar pentru ei, pentru bolnavi? Dacă era așa, Domnul Iisus întâi le-a vindecat bolnavii lor pe toți. Dacă era așa, după ce i-au văzut bolnavii vindecați, plecau acasă, ziceau: ni s-a împlinit dorința și gândul nostru, plecăm acasă. Dar n-au venit doar pentru atât, dar i-au dus și pe bolnavi. Atunci n-aveau oameni ca și astăzi mijloace de transport, ci era greu să duci un bolnav în pustie, să-l cari după tine și nu știi locul precis, unde este, cât stă și ce să-i duci mâncare și de toate. Dar ei i-au dus. A arătat totuși, acest exemplu a arătat și arată că ei erau gata să slujească și altora. Lucrau și pentru alții, nu doar pentru ei. Ei
N-au venit doar să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. N-au venit doar să-L vadă, doar să-L audă sau să învețe ceva puțin și apoi să plece. N-au venit doar pentru atât. Că dacă era așa, după ce l-au văzut, l-au auzit, ziceau, plecăm acasă. Dăteau un ceas, două și se duceau, ziceau, ni s-a împlinit dorința, ne ducem acasă. N-au venit doar pentru atât. Vedem că ei n-au venit doar pentru un ceas sau pentru un sfert de ceas, să zică Iisus, Domnul ne ține o predică, un cuvânt și apoi plecăm. N-au zis așa. Iisus i-a învățat. Puteau zice, acum plecăm, am auzit un cuvânt, ne ducem. Au rămas pe mai departe. Ei toți, cei care acum erau sănătoși, toți, cei bolnavi sănătoși, erau sănătoși și ei, au rămas pe mai departe acolo să audă mai departe cuvânt de învățătură. Căci a arătat că parcă nu erau acum încăsătui, nu era de ajuns, voiau tot mai mult, mai mult pentru suflet. N-au luat pentru trup hrană, ci pentru suflet. Și au stat acolo, bărbați, femei, copii. Cât a fost ziua de lung, au stat și au ascultat cu răbdare, cu îngăduință, cu curiozitate. Au stat și nu s-au mișcat din loc. Stau acolo în pustie. N-au venit să se judece unii pe alții. Oare acela cum e? Sau acela cum e? Sau altul ce face? Sau care unde stă? Sau care din ce seminție e? Sau cum e? N-au venit să se judece. Ci au venit să asculte, să învețe, să pună ceva la suflet și la inimă. Se vede în asta că nu s-a auzit între ei vorbă, mișcare, ci stăteau ascultând și primind cuvânt dumnezeiesc. Au avut răbdare și n-au zis ce lungă învățătură are Iisus. N-au zis. Și n-au zis să se uite la unii la alții că ce fac alții, ci s-au uitat o țintă doar la Iisus Hristos. Și au pus al lui cuvânt în inima lor. Ei n-au venit să zică la un moment dat, acum știi ce, ne e sete, ne e foame, plecăm, gata, avem copii, femei cu noi și și noi, avem nevoie de mâncare, plecăm noi. N-au zis nici măcar unul, ci toți au rămas pe loc, ascultând învățătura, primind sămânța cuvântului în inima lor și în retul lor, totuși, mare răbdare au avut. Și totuși, cât au stat de ascultători și cât au fost de răbdători și cum au fost dornici să primească învățătura cum nimeni nu o da ca Iisus. Și n-au zis, Doamne, destul. Și au stat. Se face seară, niciunul n-a ridicat vocea să zică ceva într-un fel sau altul, nici măcar unul, ci toți stăteau și ascultau. Vedem că azi, dacă îi punem pe oameni să fie ca și aceia, ar zice, plecăm, Doamne, e destul. A fost destul când am ascultat învățătura. Dacă zici doar o evanghelie mai lungă, zice, a fost lungă și ne-am săturat prea mult. Sau zice, da, dar mergem după mâncare, că am flămânzit sau altceva. Mulți pleacă că n-au răbdarea acelora, nici dorința acelora de a primi și de a dobândi ca și ei învățătură și cuvânt dumnezeiesc. Mulți fac ceva și mai rău, mulți lasă și Evanghelia deoparte de tot și își fac după ei. Îi zic tot Evanghelie, dar nu-i după Iisus, că-i după ei. Au schimbat cum au vrut ei să iasă
cum le place lor. Sau unii au lăsat de tot Biserica lui Hristos, deși scrie acolo, să nu părăsim biserica cum au unii obiceiul, să nu o facem. Dar ei citesc, ei aud mulți și ei fac așa, o părăsesc. Că nu le place ceva după ei, nu după Dumnezeu, ci după voia lor omenească. Și vom face noi ceva mai bine, așa li se pare lor. Și vor să se pună în locul lui Dumnezeu, să facă ei lege dumnezeiască. Doar Satan a vrut să se pună în locul lui Dumnezeu și a fost aruncat din cer. Cine încearcă așa ceva, vedeți până unde merge. Dar vedeți până unde coboară. Oricum s-ar crede el, cum ar fi privit de oameni în lumea aceasta, contează cum îl vede Dumnezeu. Și așa îl va judeca. De ce a schimbat voia lui Dumnezeu cu voia lui? De ce? De ce a schimbat legea lui cu legea lui? De ce oare? Dumnezeu îi va judeca pe cum pe acela căzut din cer. Căci pentru mândrie mulți se înalță să fie ei parcă Dumnezeu pe pământ. Privim la cei ce ascultau acolo în pustie cuvânt dumnezeiesc. Și precum la ei, Iisus ne vorbește și nouă, precum lor. Și ne zice și nouă, veniți la mine toți și o să zicem, vă voi odihni pe voi. Ne cheamă pe toți la El. Dar uneori zicem, știți, n-avem timp astăzi. Poate în altă zi. Toți zicem în altă zi, ca să avem un lucru, mâine altul, poi mâine altul. Și uite așa, că nu vrem. Tot aruncăm vina pe altceva, dar nu pe noi. Sau ne spune Iisus cum să fim, cum să ne purtăm. Zice, învățați la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și ne învață să fim blând și smeriți cu inima. Da, ne zice. Dar uneori nouă nu ne place. Ce să fii blând cu acela? De ce să fii smerit cu acela? Că nu merită. Iisus n-a zis că nu merită cineva. Și nu-l judeca tu. Tu fii blând și smerit. Așa i-a învățat și în pustie pe oameni. Și aceia n-au zis că pleacă, că nu cred, că n-au timp, ci au stat. Și au primit. Au primit hrană pentru suflet. Cât a dus și au dus, arată că aveau răbdare, că au stat în soare, în sete, în foame, n-a contat. Conta ce primeau în suflet. Au pus bază pe aceasta în primul rând și au stat până seara târziu, au stat și n-au zis că au vreo lipsă. Aveau apoi interes, erau dornici, voiau să audă, voiau să învețe. N-aveau interes pentru bani, pentru câștig, pentru funcție sau altceva, ci interes tot pentru suflet. Vedeți cum s-au purtat totuși aceia? N-au cerut nimic decât au ascultat. Și s-au fost bucuroși că Iisus le vorbește. Ei nu au venit acolo să se arate mândri, că cine-și ei, că stau acolo și-l ascultă. Nu au venit cu asta. Au venit împotrivă cu bucurie. Bucurie îndoită, bucurie pentru ei că l-au aflat pe Domnul lor, bucurie că au fost vindecați bolnavii lor, și apoi bucurie pentru ceea ce se revărsa în sufletul lor. De aceea Iisus spunea și înălța tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, într-o bucurie și bucurie. Și să înțeleagă și să priceapă și să știe, să se lumineze. Multe a lucrat Iisus cu ei în acea zi și au făcut. Au învățat ei acolo ceva sfânt și dumnezeiesc.
Și de aceea aveau răbdare. De aceea stăteau liniștiți. De aceea nu se mișca unul. Acolo învățau ceva drept. Drept, că iubeau dreptatea și o doreau. Dar ei învăța Iisus drept și dreptatea după lege. Și o voiau și ei să o asculte, să o înțeleagă și să o priceapă. Iisus le vorbea ceva folositor, ceva ce le aducă folos în viață și folos în mișcare și în muncă și în toate. Și de aceea ei ascultau. Era în primul rând folositor pentru suflet. Și de aceea, dacă a fost așa, noi îi vedem. Nu că îi lăudăm, ci doar îi vedem, băgăm de seamă cum au stat acolo. Era ceva folositor pentru viață și ceva folositor pentru veșnicie. Și atunci cum să n-aibă răbdare? Cum să nu stea mult acolo și să tot aștepte că se revese peste ei ploaia binecuvântării? Așteptau. Dar tocmai de aceea ei au plecat în pustie. Acolo vedem că nu e hrană pentru ei. Și doar apostolii bagă de seamă că a trebuit ei să mănânce, că n-au ce mânca și să fie lăsat să meargă prin sate, să-și cumpere, să ia. Că au alergat fără să ia cu ei mâncare. Că au avut altă grijă, nu de mâncarea cea trupească, ci de mâncarea sufletească. N-aveau mâncare. Doar un tânăr avea 5 pâini și 2 pești. Din mulțimea de 5.000 de bărbați, fără femei și copii, cum ne nu și-a luat unul mâncare să zică cu el, Doamne, îmi duc și eu pentru a mei. Nu și-a luat unul mâncare. Doar acel tânăr. Dar acel tânăr a luat-o pentru el. Iar la cererea Domnului Iisus Hristos o dă, dar poate a zis în sinea lui, Doamne, eu dau, dar cum să ajungă asta la atâta mulțime de oameni? Ce este asta? Cât poate să fie? Că n-ajunge bine la 5 bărbați, dar la 5.000, fără femei și copii. Dar totuși e ceva. Și anume, oamenii au aflat ceva acolo, bucurie, au aflat credință, au aflat ei ce dorea lor suflet, înălțare. Și de aceea Dumnezeu nu-i uită. Poate s-au lăsat în grija lui Dumnezeu și cu mâncarea. Au lăsat grija lor pentru grija cerului. De aceea și cerul se îngrijește de ei. Nu îi uită. Știți cum au făcut ei? Cum a făcut cândva Maria? Și anume, știm că Iisus era în casă la Marta și la Maria, în Betania, casa lui Lazar. Și știm că Marta pregătea o spăț mare, iar Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta învățătura. Asculta. Iisus spune că și-a ales Maria partea cea bună. Așa și mulțimea a ales partea cea bună. A uitat de hrana trupească, dar a alergat să ia partea cea bună, precum a alergat cândva Maria. Așa au fost și ei, dar mai mult și-au dus și bolnavii cu ei. Au făcut slujire, nu doar pentru ei, ci și pentru alții. Dar au făcut și altceva, și anume ce a făcut și Lidia, amintită în Noul Testament. Oare ce a făcut aceea? Când Pavel vestea Evanghelia, zice că ei i s-a deschis inima pentru cuvânt, pentru Evanghelie, pentru propovăduirea lui Pavel. Așa și oamenii din pustie au avut inima deschisă, n-au închis-o, n-au fost de piatră, n-au fost de gheață, ci și-au deschis inima
să primească și să-L primească și pe Cel ce vestea. Cu o zi întreagă stăteau cu inima deschisă, Doamne, revarsă și seamănă că noi primim și ne bucurăm și așteptăm. Așa au făcut cei care au fost atunci în pustie. Dar predica lui Iisus a fost lungă, lungă. Și totuși au ascultat-o. Cândva a fost și predica scurtă a lui Iisus Hristos. Contează nu cum este, lungă sau scurtă, ci cum asculți și cum o primești. Dacă vrem un exemplu de predică scurtă, de un cuvânt scurt al lui Iisus Hristos, oare ce îi zice Domnul Iisus Hristos la Zaheu, ce era urcat în copac să-L vadă? Că Zaheu a vrut să-L vadă și a alergat și a trudit și s-a urcat și a așteptat. I-a spus, Zahei, coboară-te, dă-te jos, că așa de trebuie să fiu în casa ta. I-a vorbit puțin și scurt, iar Zaheu a avut inima deschisă, a primit cuvântul și l-a ascultat și l-a primit cu bucurie și s-a schimbat de tot. Și cei din pustie au avut inima deschisă și au primit și au stat ca să primească mai mult. Unii nu se aseamănă cu ei. Dacă luăm pe cărturari, farisei, saduchei, lor nu le plăcea când Iisus vorbea și ziceau, uitați-vă, mulțimea nu merg după El. Nu le plăcea. Voiau să fie ei undeva pe înălțime, cu mândrie, cu fală și tot să fie la picioarele lor. Dar acele mulțimi din pustie n-au fost așa și toți meriți și egali. Dacă unii așteptau minuni de la Domnul Iisus doar așa să vadă de dragul lor, aceia n-au așteptat de dragul lor minuni, iar Iisus le-a făcut. Că ei până în pustie au alergat, ei au trudit și au luat bolnavii, au ostenit și i-au dus și i-au vindecat pe toți. N-au avut minuni doar că au zis ei, ci văzând slujirea lor și văzând dorința lor de a fi cu învățătorul și de a duce și pe bolnav la el. Unii vor minuni doar de dragul minunilor sau să-i ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Dar oare cum vine asta să-l ispitească? Oare n-a zis Satana, când l-a ispitit în pustie, să facă din pietre pâini? L-a ispitit să-și arate puterea, să arate mândria, să fie ca el. L-a ispitit, dar Iisus n-a căzut, nici nu l-a ascultat. Dacă Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost acolo, vedem că în pustie a vorbit la oameni și ne vorbește și nouă astăzi. Dacă uneori cuvântul predicatorului este lung, dar înălțător, ascultă-l. Cândva Pavel a vorbit unor oameni într-o casă, le-a vorbit seara, s-a făcut târziu de tot, erau lumânări aprinse acolo, peste tot, dar un tânăr a stat pe fereastră, a fost obosit, se spune că a dormit, se numea Otihie și a căzut, dar a stat ascultând. Neputința trupească și-a spus cuvântul, oboseala și-a spus cuvântul, dar totuși cât a putut, a stat acolo. Iar Pavel îl dă sănătos înapoi celor de acolo, dar acela a stat. Deși obosit, nu l-a criticat de ce a dormit acolo sau de ce a căzut, ci doar i-a dat înapoi viață, l-a înviat și l-a dorit celor de acolo înapoi, cu bucurie. Așa se întâmplă când oamenii vin să slujească pe Dumnezeu. Dacă privim la ceea ce lucrează Domnul Iisus Hristos în pustie, când revarsă dar pentru suflet și apoi dar pentru trup, învățăm ce spune Iacov în epistola lui, darea cea bună, de sus este, la Dumnezeu, la Părintele Luminilor, de acolo coboară tot darul desăvârșit.
înțelegem atunci toate. Oare n-a fost Ilie îngrijat de Dumnezeu acolo în pustie, la părâu cherit? Dumnezeu l-a hrănit prin corbi. N-a stat acolo și n-a murit. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dar oare Daniel n-a fost în groapa cu lei? Și un proroc vine și aduce mâncare să mănânce, să nu rabde foame cumva el acolo, Daniel. A fost? Oare Iov a suferit? A suferit? Dumnezeu nu-i dă înapoi și bogăția și copiii iarăși? Îi dă înapoi. Dumnezeu poartă de grijă. Iar la apostol, când pleacă în lume, le-a spus să nu ia cu ei nici două haine, nici traine, nici călțăminte, nu! Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Adică Dumnezeu poartă de grijă. Așa și la cei ce au venit și îndeia au căutat ceva pentru suflet, vedem că le poartă de grijă. Iar dacă citim pe David, el zice așa, că își aruncă toată nădejdea către Dumnezeu. Așa făcea el. Iar cei din pustie au slujit oamenilor, lui Dumnezeu și lor. Interesant lucru. Nu s-au uitat nici pe ei, nici pe bolnavi, nici pe învățătorul lor. Iată-i uniți toți împreună ca o familie mare a lui Dumnezeu Tatăl. Familie în care Iisus Hristos este capul, iar noi trupul. Iată-i acolo stând și ascultând. Ce bine e așa, unde ar vrea ca biserica să nu mai fie. Ar vrea să o strice, să o distrugă, dar nu vor reuși. De ce? Că zice Iisus așa, biserica mea nici porțile iadului nu vor putea birui nimic. Că va fi mică sau mare, nu contează. Va rămâne totuși un strop din ea. Un strop, dar rămâne. Mică, dar va rămâne. Și va fi tot al lui Iisus. Că vor fi mai mulți ceilalți, nu asta contează, ci acel puțin care rămâne al lui Dumnezeu. Cândva un om bogat, necredincios, aude că la televizor și pe mica publicitate s-a dat un anunț că este o femeie amărâtă și bolnavă, cu copii mulți și săracă. Cine vrea să o ajute? A auzit și el de ea și a zis ce să facă el, că era necredincios. Dacă are bani și are avere și de toate lucrurile materiale, el e nemuritor, că e ca și un Dumnezeu. Le poate face pe toate ce vrea el, că rămâne pe veci, așa credea. Și a zis așa în sinea lui, ia să-i dau o lecție la această femeie, ei și la alții care sunt cu Dumnezeu. Te cheamă pe secretara lui și pe celălalt și zice, uite așa, vreau să duceți la acea femeie, să duceți niște daruri, dar multe, de preț mare, să-i duceți. Le duceți ei și apoi când vă întreabă cine le-a dus, din partea cui sunt darurile, ziceți așa, ți le-a dus diavolul. Să vedem ce va zice femeia. Să vedem. Aceia au rămas surprinși de ceea ce a zis omul bogat și necredincios. Dar întrucât el avea bani mulți, putere multă, l-au ascultat. Erau slujitorii lui și s-au dus. Au luat tot ce acela a zis și a impus și au plecat. Au găsit-o pe femeie, că se știe adresa ei, și au dus darurile. Dar acum ei așteptau ca femeia să întrebe cine le-a trimis, de unde sunt, cum. Femeia doar a zis ceva, mulțumesc. Dar i-au zis, dar nu întreb de unde sunt? Și a zis, ori când vine un dar de bine, este prin voia lui Dumnezeu. Că de Dumnezeu și draci ascultă. Și draci, și demonii se tem, și fug, și ascultă de el. Așa că doar mulțumesc celui ce a trimis.
Aceea, da, mai însă îi mai spună cine a trimis când a auzit cuvântul ei și răspunsul ei. Că orice ar fi, și dacă vine de demoni, tot Dumnezeu lucrează. Nu ei. Și-au plecat tăcând. Dar au spus răspunsul celor ce i-a trimis. Și acela a tăcut că n-avea ce zice și n-avea ce răspuns să dea. Dacă la Evanghelia de astăzi vedem că Domnul Iisus Hristos, aflând pâinea, o dă la ucenici, fiecare a primit câte o bucățică mică, dar fiecare tot afrând și nu se mai termina, se înmulțea ca și atunci pâinea la acea femeie, văduvă, se înmulțea în mâna lor și pâine și pești. Dar mai mult la sfârșit fiecare adună câte un coș. Deci să adun câte un coș resturi când ai avut doar o bucățică mică. De unde, Doamne? La Dumnezeu, care a dat darul și binecuvântarea. Așa s-a întâmplat atunci în pustie. Și așa lucrează Domnul Iisus și astăzi, când trimite darul său și al său ajutor peste noi, că ne dăruiește să avem reușită în viață, pace, doar să-i mulțumim pentru toate și să-i slujim cu credință. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
preamărită pururea fecioară, tu rugăciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se zânduiască pentru tine sufletele noastre, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul